Astăzi o să vă arăt mașini second-hand din Germania care sunt la mare căutare la noi în România, plus un Passat B6, din nou o mașină foarte căutată la noi, care se vinde la un preț foarte, foarte mic. O să vedeți în videoclipul de astăzi, este un Passat B6 foarte bine echipat, adică merită să cumperi acest Passat doar ca să iei interiorul din el, navigația, volanul și așa mai departe. Deci o să vedeți, este un Passat foarte bine echipat care se vinde la un preț mic. Clar, vorbim de mașini care se caută în România, astăzi o să vedeți doar mașini nemțești, o să vedeți majoritatea dintre ele se vând la niște prețuri foarte bune, chiar am încercat să găsesc și niște mașini mai ieftine și niște mașini mai scumpe, o gamă, după cum bine știți, diversificată. Dacă aveți și voi idei pentru diferite videoclipuri sau vreți să discutăm diferite lucruri, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii, dacă nu sunteți abonați nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și cam astea fiind spuse, acum haideți să vă arăt mașinile. Astăzi o să începem cu un Seat Ibiza din 2008, o mașină care am putea spune că încă este căutată în România, mai ales de persoanele care au un buget ceva mai mic. Este o mașină ușor de întreținut, o mașină fiabilă, dar într-adevăr Seatul acesta mai are mici probleme cu rugina, este o problemă destul de cunoscută la acest model. Cel puțin mie îmi place culoarea de la exterior, nu știu, este așa ceva mai diferit. Ați văzut și aici are o pată de rugină, anvelopele sunt într-o stare decentă. Cam așa arată în interior, vine cu aer condiționat, două geamuri electrice, oglinzi care se preglează electric, normal CD player și cam atât. Na, fiind o mașină de buget, clar nu o să exceleze din punct de vedere al dotărilor. Sunt curios dacă voi credeți că mai merită cumpărat un model ca acesta. Vine cu motorul de 1.2 benzină de 60 de cai, are 260.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 2.000 de euro. Într-adevăr, un preț puțin cam mare. Voi cât credeți că face acest Seat? Aici avem renumitul Volkswagen Passat B6, mașina de față este din 2008 și da, știm cu toții, încă este un model foarte căutat atât în Germania cât și în România pentru că îl putem găsi la niște prețuri mici. Da, mașina de față are ceva probleme cu rugina fiind un Passat, motiv pentru care și prețul cerut, o să vedeți imediat, este unul foarte, foarte mic. Cu siguranță merită să cumpere acest Passat pentru că are ceva dotări. Interiorul în schimb arată foarte bine, avem scaune sport semi-piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, deci chiar este un Passat B6 bine echipat, vine și cu niște jante aftermarket cu anvelope medii și sper că vedeți, da, are probleme cu rugina și la aripa din față, are farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, vine cu motorul de 2000 diesel de 140 de cai, are 350.000 de kilometri, iar acum vreau să lăsați în comentarii și să dați un like dacă merită 1500 de euro. Aici avem un BMW Seria 3 din 2010, știm cu toții, un model foarte căutat la noi în România, pentru că îl poți găsi la niște prețuri foarte mici, până la urmă este un BMW relativ mai nou, da, poți să-ți cumperi un Seria 3 ca acesta din 2010-2011 la un preț mic. Este o mașină care arată bine, îți oferă dotări, îți oferă confort. BMW-ul de față vine cu jantele originale PEP 16 cu anvelope medii. Interiorul arată foarte bine, are încălzire în scaune, clima automată, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, pilot automat, sper că vedeți în spate mai are încă un set de jante, deci exact ce vă spuneam, o mașină bine echipată, relativ nouă, care se vinde la un preț bun, are și farurile big xenon, haideți să vedem acum specificațiile. Vine cu motorul de 2000 benzină de 143 de cai, are 131.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar acum vreau să lăsați în comentarii dacă merită 6800 de euro. Eu zic că este un preț decent. Următoarea mașină care, da, încă se caută atât în Germania cât și în România, ar fi acest Ford Focus din 2010, doar că aici avem un Ford Focus ceva mai special, care cu siguranță ar merita cumpărat, deoarece vine cu un pachet sport din fabrică la exterior și da, într-adevăr, face ca mașina de față să arate foarte, foarte bine. Sper că vedeți, avem un difuzor sport pentru bara din spate, senzor de parcare în spate. Interiorul din nou arată foarte bine, are încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, patru geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină și cireașa de pe tort parbriz încălzit. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, cum spuneam, o mașină clar de luat în considerare pentru că se vinde la un preț mic. Vine cu motorul de 2000 benzină, are 160.000 de kilometri, iar prețul cerut pe acest Ford este de 3500 de euro. Ce spuneți, merită?
Aici avem un Renault Grand Scenic din 2013, un model care aș putea spune că se caută și nu se caută la noi în România. De ce spun asta? Mulți ar prefera totuși un Volkswagen Touran în schimbul unui Scenic ca acesta. Personal vă spun, aș prefera în orice moment un Renault ca acesta, din simplul fapt că îl poți cumpăra mult mai bine echipat, este și mai nou față de un Touran, dacă vorbim de același preț. Da, mașina de față are ceva defecte de ordin estetic. Cam așa arată în spate, clar, spațiu mai mult decât suficient, avem și 3 locuri individuale, este versiunea cu 7 locuri. Vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, keyless entry, keyless go, are și sistem audio de la Bose, avem și aici inscripția, normal, senzor de ploaie și de lumină, are jantele originale pe 17, cu anvelope de iarnă în stare medie, discurile și plăcuțele de frână sunt ok, deci cum spuneam, o mașină de familie bine echipată. Vine cu motorul de 1.2 benzină de 116 cai, are 125.000 de kilometri, TÜV-ul este valabil până în luna mai 2022, iar preț 6.500 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un Opel Astra J din 2011. Știm cu toții, în România s-au căutat tot timpul mașinile de la Opel, pentru că puteai să-ți cumperi și încă poți normal să-ți cumperi un Opel într-o stare bună, cu un kilometraj redus, la un preț decent. Cum am spus, Opelul de față este din 2011, o să vedeți imediat, are un număr decent de kilometri, pe partea de exterior arată bine, vine cu jante din tablă pe 17, cu anvelope din nou medii, da, sunt anvelope din tablă, sunt doar niște capace de fapt. Interiorul arată bine, doar că ar trebui curățat, pe partea de dotări vine cu clima automată pe două zone, încălzire în scaune, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, pilot automat, are și încălzire în volan, deci niște dotări mai mult decât suficiente. Discurile și plăcuțele de frână sunt în regulă, anvelopele, cum am spus, sunt undeva pe la jumătate. Deci clar, Opelul Astra J rămâne în continuare o alegere bună. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 140 de cai, are 138.000 de kilometri, iar preșerut 6.400 de euro. Merită sau nu merită? Așteptările voastre. Aici avem un Audi A3 Sportback din 2007, care o să vedeți imediat, este foarte bine echipat. Apropo, dacă ați ajuns până la această mașină, nu uitați să dați un like la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe. Da, mașina de față se află într-o stare foarte, foarte bună, are senzor de parcare pe spate, are și tracțiune 4, sper că vedeți, nu are nici cel mai mic punctuleț de rugină, chiar arată foarte bine. Nici interiorul nu lasă de dorit, avem scaune din piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, pilot automat, normal, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope care sper că vedeți sunt în stare bună, la fel și discurile și plăcuțele de frână sunt ok, are și farurile cu xenon și, cum v-am spus, are și tracțiune 4 pentru cei care nu ați fost atenți. Vine cu motorul de 2000 diesel de 170 de cai, are 224.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în 2023, iar preț 5.900 de euro. Mie mi se pare un preț mai mult decât corect. Următoarea mașină ar fi acest Golf Plus din 2012, din nou un model care se caută la noi în România, pentru că este ceva mai practic decât un Golf în mod obișnuit. Este potrivit ca mașină de familie, îți oferă în orice caz mai mult spațiu. Și da, mașina de față are doar 77.000 de kilometri, se află într-o stare impecabilă, o să vedeți imediat și cât costă un Golf Plus foarte întreținut. Interiorul arată ca nou, avem scaune din textil cu alcantara încălzite, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, normal, 4 geamuri electrice, sper că ați văzut în spate, mai are încă un set de jante. În momentul de față sunt montate niște jante pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, are și senzor de parcare față-spate plus park assist, adică mașina parchează oarecum singură. Vine cu motorul de 1.4 TSI de 160 de cai, are 77.000 de kilometri, TÜV valabil până în 2023 și da, prețul cerut este de 10.000 de euro. Știu, poate pentru unii este prea mult. Aici avem o Skoda Octavia VRS din 2011, care de data aceasta vine cu un motor diesel sub capotă, deci este o mașină care îți oferă ceva căluți, este o variantă mai sport pentru o Skoda Octavia. Motiv pentru care se caută la noi în România, știm cu toții, în general Skoda Octavia este o mașină căutată pentru că îți oferă dotări, îți oferă spațiu la un preț decent.
Interiorul arată bine, normal, vine cu scaune sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope de iarnă medii, în plus de asta are și farurile cu xenon, deci cum am spus, o mașină decent echipată. Vă reamintesc, aveți un link în descriere de la Car Vertical cu 10% reducere din partea mea dacă verificați o mașină. Vine cu motorul de 2000 diesel de 170 de cai, este Euro 5, are 167.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă ar merita 7.000 de euro această Skoda Octavia. Aici avem un Audi A5 Sportback din 2016, care o să vedeți imediat se vinde la un preț foarte bun dacă ne raportăm la dotările pe care le are și motorizarea de sub capotă. Știm cu toții, este un model căutat la noi în România pentru că, nu știu, este genul de mașină care îți oferă prestanță, adică este o mașină care arată mult mai scump decât este de fapt. Pe partea de exterior sper că vedeți, arată bine. Interiorul din nou arată foarte bine, are scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze Stronic, deci cum vă spuneam, un Audi A5 Sportback bine echipat, are jantele originale pe 18, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, farurile Big Xenon, iar cireașa de pe tort, tracțiune 4. Vă reamintesc, dacă vreți să colaborăm, v-am lăsat un link în descriere de la site-ul nostru, aveți toate datele de contact. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 245 de cai, are 187.000 de kilometri cu un istoric complet, a avut doi proprietari, iar preț 19.000 de euro. Ce spuneți, merită? Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest BMW Serie 3 F30 din 2015. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like la acest videoclip pentru că mă ajută. În cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați pe butonul de subscribe și normal să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre mașinile prezentate astăzi, dacă sunt niște mașini care într-adevăr se caută la noi în România. Deci aștept părerile voastre în comentarii. Cam așa arată în interior acest Serie 3, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, trapă, pilot automat, lane assist, are și cutie de viteze automată, deci un Serie 3, cum am spus, bine echipat, are jantele originale pe 18, cu anvelope de vară aproape noi, are și farurile full LED, plus M-pachet la exterior. Deci ce poți să vrei mai mult de atât de la un BMW Serie 3 F30. Vine cu motorul de 2000 diesel de 184 de cai, are 121.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut pe acest BMW este de 22.000 de euro 800. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, aștept părerile voastre, nu uitați de un like și ne vedem data viitoare!